Doamne, așa precum arde lumânarea mea de repede, luată din Sfânta Biserică, tot așa să-mi ajute Dumnezeu, Maica Precista și toți Sfinții, ca să piară tot atât de repede toate făcăturile, spurcăciunile, toate relele și patimile, blestemele și lucrurile diavolești, farmecele, descântecele, meșteșugurile și uneltele diavolești de la locul unde stau, de la casa mea, din familia mea, de la cei bântuiți de patim, băutură, cafea, tutun, preacurvie, jocuri de noroc, neascultare și nesupunere, înjurăturile de cele sfinte, din capul meu, din trupul meu, din sufletul meu, din familia mea. Doamne, ajută-mă să-mi recapăt sănătatea, liniștea, sporul și prosperitatea casei, a serviciului, a locului de muncă, să fiu bine văzut, să am spor în casă, să fiu ferit de accidente și de relele întâmplări, eu și casa mea, eu și familia mea. Doamne, să se depărteze vrăjmașii și să se îmblânzească, să am soartă bună de la Dumnezeu, să mi se dezlege farmecele și făcăturile, să fiu ferit de argintul viu și lucrurile vrăjitorești, să nu aibă putere asupra mea. Doamne, ferește casa mea de ură și invidie, de certuri, de bătăi, de boli molipsitoare, de beții, de anturaj prost. Doamne, ferește familia mea și sufletele noastre de toate încercările și răutățile și dă-ne, Doamne, sănătate, împliniri, realizări și viață fără de primejdii. Doamne, întărește-mă și păstrează-mi credința strămoșilor, credința creștinilor. Doamne, ocrotește pe părinții mei, pe frații mei, pe surorile mele. Și dezleagă blestemele viilor și morților căzute asupra noastră. Și luminează mintea și soarta copiilor noștri, dă-le spor și învățătură și reușită în viață. Doamne, veghează și întărește tineretul, copiii și credința din noi. Doamne, ai grijă de toți copiii și înțelepțește și pe copiii mei. Doamne, dă-ne pâinea cea de toate zilele și liniștea Ta cea sfântă. Doamne, să se împlinească toate rugăciunile noastre. Doamne, ajută-ne! Doamne, iartă-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, fie-ți milă de noi! Doamne al puterilor, fii cu noi! O Dumnezeule mare, mântuiește-mă de toate relele! O Dumnezeule mare, care ai hărăzit mângâiere tuturor sfinților, hărăzește-mă și mie, care ajut și sprijin toate lucrările, ajută-mă și sprijină-mă în toate nevoile, scapă-mă de toate primejdiile, de toți dușmanii, văzuți și nevăzuți. În numele Tatălui care a creat lumea, în numele Fiului care a răscumpărat-o, în numele Sfântului Duh care a împlinit legea în toată a ei desăvârșire, binecuvântarea lui Dumnezeu Tatăl care cu cuvântul a zidit lumea să fie pururea cu mine, binecuvântarea Domnului Iisus Hristos,
Fiul Marelui Dumnezeu, să fie pururea cu mine. Binecuvântarea Sfântului Duh, cu cele mai scumpe daruri ale sale, să fie pururea cu mine. Doamne, norii grei ai nenorocirilor și ai supărărilor se abat asupra capului meu și întristările sfâșietoare mă copleșesc, dar mă mângâi că Tu mă iubești și această încredințare mă încurajează. Plin de nădejde în dragostea și bunătatea Ta, nu voi lăsa să mă biruiască împotrivirile soartei, ci mă voi lupta cu curaj, căci numai cu ajutorul Tău voi reuși. La Tine, dar prea bunule Doamne, alerg și mă rog, vino grabnic și mă mântuie cu puterea Ta, cu mila Ta, precum ai mântuit și pe Petru, cel ce venea pe apă, întinde mâna ca și lui și mai presus, Doamne, dă-mi sănătate. Doamne, ai milă și nu zăbovi și primește cu bunătatea Ta rugăciunea mea ce o fac către Tine. Apără-mă cu harul Tău și ajută-mă să fiu statornic în angajamentul ce-l iau față de Tine, de a da o bucată de pâine la săraci și de a mă ruga pentru cei aflați în primejdii sau suferință și pentru mântuirea tuturor oamenilor. Trimite, Doamne, binecuvântarea Ta peste dușmanii mei cunoscuți și necunoscuți și îndreaptă-i cu gânduri bune spre mine și spre toți ai casei mele. Tu, Doamne, dorești ca omul să trăiască în unire și dragoste pe pământ. Fă-i și pe cei ce mă supresc, mă urăsc, mă chinuiesc, mă năpăstuiesc, mă descurajează, mă desconsideră, să cunoască milostivirea Ta și luminează-le Tu, Doamne, inima lor și fă-o primitoare de dragoste, ca să trăim în deplină unire cu inimă curată și ne iartă nouă greșelile, precum iertăm celor ce ne greșesc nouă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, amin, amin.